Je vais parler seulement roumain, si vous le permettez, o să vorbesc numai în românește. Dragi prieteni, domnule prefect, domnule viceprimar, domnule consilier, domnule director, dragi mei colegi consuli, consul onorifici, consul general, dragi mei prieteni de la Consiliul Civic Local, am văzut mulți membri aici, dragi mei prieteni de la Asociația Patronilor și Meseriașilor din Cluj, de care aparțin, care sunt acolo, la capăt. Vă mulțumesc mult că ați venit să sărbătorim împreună Ziua Libertății, Egalității și Fraternității. Nu uităm de ultimul. Bogdan Herea, care este președintele Clubului Francofon de Afaceri din Cluj, îi cere scuze, nu a putut să fie prezent din motive profesionale și m-a rugat să mulțumesc, în primul rând, partenerii noștri, prietenii noștri cu care am organizat acest eveniment. Fără ei nu puteam să-l organizăm în condițiile care o vedeți acum. Primaria și Consiliul Local, Thomas România Plastic, Energom, Leroy Merlin, Groupama, BRD, COS, Chomla și Asociații, HB Truck, Serve, care ne-au oferit vinurile, Peugeot, de care ați văzut o mașină superbă la început. Vă rog să mergeți să o încercați, o să regretați că ați cumpărat un Audi sau un Mercedes. Decathlon, produsele sportive, ne-a oferit și, evident, partenerul nostru tradițional istoric, supermarketul Cora, de care avem plăcere să cumpărăm în special produsele lor din Franța și încercați au Cora Drive. L-am încercat, e foarte ok. Cu aglomerații care le avem în oraș, mai bine să vine cumpărăturile la casă decât să mergeți. 3-4 cuvinte, dar 3-4, că deja vi este foame. Vă rog să transmiteți un mesaj la București. Predictibilitatea și stabilitatea fiscală. Mulțumesc! Mai trimiteți 2 cuvinte. Educație și iarăși educație. Vă rog să intre în cap în toate sferele politice din România și, în sfârșit, societatea civilă. Eu o să termin cu societatea civilă, că știți că mi este drag, în special la Cluj. Vă mulțumesc și vă doresc o seară minunată!